Bună ziua și bine ați venit la o nouă întâlnire pe canalul nostru La Pas prin istoria orașului. În urmă cu câțiva ani, profitând de faptul că în comunitatea armeană aveam un eveniment și eram gazde pentru prietenii noștri din sucursale din alte județe, împreună cu Centrul de Promovare Turistică Botoșani și mai exact cu domnul Ionel Rusu, ghid autorizat în cadrul acestui departament, am organizat un frumos tur pietonal prin cartierul armenesc. Domnul Rusu, bine ați revenit la noi! Bine v-am regăsit! Povestiți-ne un pic despre acest tur pietonal. În ce constă el? Păi, începând din 2014, când a fost dat în folosință Centrul de Informare și Promovare Turistică, noi am avut o colaborare și avem o colaborare foarte frumoasă cu comunitatea dumneavoastră și am pregătit un tur armenesc cu principale obiective turistice din orașul Botoșani. Am făcut și un catalog cu comunitatea armeană din Botoșani, cu la fel cu obiectivele importante pe care le-am distribuit la turiști, iar în perioada respectivă am avut foarte multe grupuri de elevi, de studenți, de profesori universitari, personalități care au dorit să facă acest tur armenesc pietonal și care au fost foarte încântați. Am avut un autocar de profesori universitari de la Iași care au venit la Botoșani și au dorit să vadă doar două obiective turistice și anume cel mai vechi han din Moldova și cea mai veche biserică armeană din Europa. Deci, pe lângă aceste numeroase grupuri, am avut prilejul să facem turul respectiv cu armeni veniți din toată țara, însoțiți de trupa de filmare a marelui regizor de teatru și film Florin Kevorkian. De asemenea, am avut onoarea deosebită de a fi ghid ambasadorului Armeniei în România, care a rămas foarte impresionat de obiectivele din Botoșani. Pe scurt, turul armenesc cuprinde foarte multe obiective. Eu o să încerc să vă prezint doar câteva dintre ele, cele mai importante. O să plecăm din centrul vechi, centrul istoric, acolo unde armenii făceau negoți, erau renumiți în așa ceva. Dau un exemplu, doar Costache Ciolac avea în jur de 21 de dughene pe care le închirea tot la armeni pentru negoți. Tot în centrul istoric avem o casă deosebit de frumoasă. Este vorba de casa lui Carol Angel. A fost construită la 1836, un negustor renumit, primul dealer de automobile din Moldova, a avut în spatele casei și un atelier de reparație auto, primul service auto din Moldova, iar jos la parter, un superb magazin cu produse aduse din Arcus, pianine, arme, patefoane, dar în același timp până la utilaje agricole și automobile. Continuând acest tur, ne oprim la Casa Bolfosu, casă care a fost construită de Galabet Bolfosu, un mare negustor armean, la 1795 și este una dintre cele mai frumoase și mai vechi case din orașul Botoșani. Mai important este faptul că această casă a fost construită pe temelia celui mai vechi han din Moldova, făcut tot de către armeni. Înainte de înființarea statului feudal Moldova, tot armenii au înființat la Botoșani un mare și renumit iarmaroc de vite, târg de vite, și aveau nevoie de un asemenea han pentru a poposi negustori. Se spune că la hanul respectiv ar fi poposit însuși regele sovietski după atacul rușinos de la Cetatea Neamțului, ar fi fost tratat de către armeni cu bucate foarte bune, condimentate și vin gros negru de Botoșani, un fel de Malaga, și ar fi ordonat soldaților să cruțe târgul. În casa respectivă, de-a lungul timpului, a funcționat și câteva clase de la liceu Laurean, a învățat Nicolae Iorga, o perioadă a fost primăria orașului, o anumită perioadă a fost siguranța statului,
În prezent aparține comunității armenilor. Următorul obiectiv și cel mai important este Biserica Sfânta Maria, cea mai veche biserică armeană din Europa, construită la 1350, prima biserică de piatră construită în Botoșan. În jurul bisericii a fost primul cimitir armenesc, mai sunt și astăzi pietrele tombale cu inscripții în limba armeană. Iar mai târziu, cimitirul s-a mutat undeva lângă cimitirul Eternitatea și menționez că este unul dintre cele mai frumoase cimitire din țară, cu monumente funerare deosebite. Au fost aduși artiști care au lucrat la aceste monumente din întreaga Europa, fiind un adevărat muzeu în aer liber. Continuând turul, ne oprim la a doua biserică, este vorba de Biserica Sfânta Treime, care a fost construită la 1560 pe temelia unei mănăstiri armene și turnul din curtea bisericii a fost construit la 1816, fiind cel mai înalt turn de observare. În perioada respectivă era una dintre cele mai frumoase biserici din Moldova. Din păcate, încă nu este renovat. Din păcate. Continuăm turul și ajungem la o superbă casă a lui Garabet Ciobac, construită la 1893. Aceasta este renovată și acest Garabet Ciobac era un mare negustor de vite, foarte bogat, avea mari suprafețe de teren agricol pe malul Prutului. Vis-a-vis de casa lui Garabet Ciobac avem casa Misir, familia Misir renumită în Botoșan, aș aminti aici unul dintre primarii orașului Botoșan, Ioan Misir, cu celebra carte Fata Moartă. Iar în continuare ne oprim la o altă casă deosebit de frumoasă și aceasta, foarte bine consolidată, este vorba de casa Ferhart, aparținând lui Anton Ferhart, care era un bancher, a fost director Băncii Române din Botoșan. Din păcate, averea a fost confiscată de către comuniști, iar el a murit în închisorile comuniste. În prezent se desfășoară activitatea Registrul Comerțului. Peste drum, o casă superbă, este vorba de casa lui Cantemir Ciomac, construit în jurul anului 1800, o casă specifică de târgoveți, cu pridvor brâncovenesc. Până în prezent, în casa respectivă s-a desfășurat activitatea Fundația Ștefan Lucian. După obiectivul respectiv, urmează un complex de case, casele Goilav, renumita familie Goilav, recunoscută și prin faptul că avea întregit renumele de grânar al Europei, prin cea mai modernă fermă din țară și chiar din Europa, undeva pe malul Prutului la Râmghilești, au alimentat cu cereale populația Germaniei și în primul război mondial trupele Imperiului Britanic, iar grâul roșu de Botoșan era căutat în întreaga Europa. A primit foarte multe premii la Paris cu acest grâu. După casele Goilav, ultimul obiectiv care ar fi este casa Bucliu. Bucliu. Familia respectivă a construit casa în jurul anului 1810, iar în perioada comunistă, în clădirea respectivă, s-a desfășurat activitatea autogara, prima autogară din orașul Botoșan. În prezent se desfășoară activitatea Direcția Județeană de Drumuri și Poturi. Cam astea sunt principalele obiective din turul respectiv. Pe lângă aceste obiective, în orașul Botoșan sunt foarte multe obiective turistice de origine armeană, clădiri, adevărate comori de arhitectură. Acestea pot fi văzute cu alte tururi pe care noi le organizăm, tur multicultural, tur Eminescu, Mihai Eminescu, tur de istorie, pe care noi le facem cu turiștii care vin la Botoșan.
foarte interesant. Sunt convins că dumneavoastră, pe lângă ce ne-ați povestit, aveți pentru fiecare obiectiv fel de fel de istorioare interesante. De asta, pentru cei care vor vizita Botoșaniu, recomand să ia legătura cu domnul Rusu de la Centrul de Informare Turistică Botoșani pentru a parcurge aceste tururi, în special turul armenesc, împodobit cu istorioare și cu povești interesante. Dacă v-a plăcut, dacă vi s-a părut interesant, rămâneți alături de noi pe canalul nostru de YouTube și vă rog să apreciați și pagina de Facebook a Uniunii Armenilor. Rămâneți aproape!